Inspirația unui program dedicat sărbătorii Sfântului Valentin argumentează gestul și invitația la o oră de muzică petrecută în seara de marți 14 februarie de la ora 19 alături de Cristian Sandrin, care va impresiona auditoriul cu un program complex la pian. De pian la Muzeul de Artă din Craiova, la ora 19, continuăm cu întâlnirile Amiti, în care îi cunoaștem dincolo de scenă pe invitații de vineri seara, care vor fi violonistul Remus Azoiței, un violonist care s-a afirmat pe scena internațională, în special la Londra, binecunoscut publicului nostru meloman, dirijorul Lubnan Balbaki din Liban, evident, Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Oltenia și, ca și repertoriu, Sinfonia numărul 7 în la major de Beethoven și concertul în re major pentru vioară și orchestră de Tchaikovsky. De-a lungul anilor, Cristian Sandrin s-a bucurat de o activitate concertistică extrem de diversă, fiind totodată laureat al concursurilor internaționale de prestigiu. Alături de pasiunea sa pentru repertoriul romantic, Cristian se dedică activ studierii repertoriului clasic, în special concertelor pentru pian de Mozart.